Stimați participanți, stimați antreprenori, eu sunt Dumitru Pântea, sunt directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și am plăcerea astăzi să moderez o sesiune dedicată programului de ecologizare. Am să invit alături de mine pe doi vorbitori, domnul Andrei Isac și domnul Ion Lică. Deci, după cum cunoașteți, noi pe parcursul mai multor zile în cadrul acestei expoziții venim cu sesiuni de informare pentru antreprenori despre programele pe care le are ODA, dar și alte instrumente de care puteți beneficia de la instituții de stat sau de la alți parteneri. Programul de ecologizare este un program destul de complex. Noi știm că antreprenorii sunt unii din cei mai mari poluatori, de rând cu persoanele fizice, evident, și totuși noi vrem ca în viitor să avem un mediu curat și să avem un mediu bun pentru copiii noștri. De aceea, obiectivul principal al programului ECO-IMM este de a face activitatea antreprenorială cât mai prietenoasă mediului. Programul a fost lansat încă acum 2 ani, dar în anul 2022, de fapt, noi l-am accelerat. Și apropo, 2 săptămâni în urmă, au fost votate modificări la acest program. Au fost ridicate plafoanele de granturi, a fost facilitate mecanismul de aplicare și așa mai departe. Și avem buget. Avem buget destul de semnificativ pentru a finanța în continuare antreprenorii în cadrul acestui program. E vorba de un program de granturi medii, 500.000 de lei, o contribuție proprie de doar 30%. De aceea chiar vedem că este destul de flexibil. Bun, eu astăzi am alături de mine două persoane care sunt destul de bine inițiate în domeniul ecologizării. Domnul Andrei Isac este o persoană care de ani buni se ocupă de acest subiect în țara noastră, a condus mai multe proiecte, a lucrat cu instituțiile publice. Și aș vrea să-i dau cuvântul dumnealui întâi să ne vorbească despre cum vede dumnealui viziunea de interacțiune mai departe dintre politicile economice, politicile de mediu, cum vede locul antreprenorilor în tot acest ecosistem de politici publice. Domnul Isac, și să ne spuneți și ce face în activitatea dumneavoastră, proiectele pe care le conduceți și ce obiective acestea au. Da, mulțumesc frumos, eu mă bucur foarte mult că avem așa o ocazie deosebită astăzi, fiindcă noi de fapt revenim la un format care a fost aplicat în trecut. Noi aici în cadrul la Mold Expo mai mulți ani am avut o expoziție foarte puternică care se numea Mold Eco și atunci noi adunam companiile care sau au produse sau servicii ecologice sau au deci intenții de a promova tehnologii, procese. Și atât astăzi noi suntem la un eveniment care revine la formatul acesta, revine în formatul programului de ecologizare a IMM-urilor din cadrul, deci, suportului guvernului și, deci, altor parteneri de dezvoltare care vin cu acest suport. Și noi ne bucurăm foarte mult că noi putem să dăm un restart acestui proces, să promovăm procesul de ecologizare a IMM-urilor, să promovăm produse și servicii ECO în Republica Moldova și pe această cale. Programul Uniunii Europene pentru mediu, deci EU for Environment, pe care eu îl reprezint și pe care noi îl implementăm deja de 4 ani în Republica Moldova, de asemenea are un obiectiv principal ca să promoveze economie verde, să promoveze ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, să promoveze ecologizarea parcurilor industriale și zonelor economice libere și noi de mai mulți ani deja cooperăm cu, deci ODIM-ul la început, da, acum cu Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, ca să atingem aceste ținte, fiindcă una este ca să avem strategii sau programe de stat și dumneavoastră cred că cunoașteți că recent a fost adoptată strategia Moldova Europeană, da, Moldova 2030, care conține un capitol aparte privind protecția mediului, la care am contribuit și noi, toți împreună, și unul din obiective, obiectivul numărul 4 acestei strategii, este promovarea activă a economiei verzi și circulare, ceea ce își facem noi prin programele noastre de ecologizare a IMM-urilor și prin proiectele pe care le susțin partenerii noștri de dezvoltare. În completare
implementarea strategiei naționale, Ministerul Mediului, pentru care noi și acordăm asistență și, de fapt, proiectul Uniunii Europeană pentru Mediu acordă asistență Guvernului în ansamblu, dar este coordonat de Ministerul Economiei și Ministerul Mediului. Și noi chiar am fost recent la un eveniment internațional foarte mare, la Paris, unde am prezentat rezultatele noastre și unde Republica Moldova s-a prezentat foarte frumos din punctul de vedere a promovării economiei verzi și activităților legate de aceasta. Am lansat acum elaborarea unui nou program de promovare economiei verzi. Noi vom avea un document de politici care va fi aprobat de guvern la începutul anului viitor și acest document, ca și acel precedent care a fost pentru anii 2018-2020, la care au contribuit toți partenerii, inclusiv și Ministerul Economiei și ODIM-ul atunci, a fost un capitol aparte legat de ecologizarea MMR-urilor. Deci noi am avut în 2017, atunci când am elaborat acest document, primul program de promovare economiei verzi, încă nu exista programă de ecologizare MMR. Și atunci, în baza strategiei de dezvoltare a MMR-urilor, în baza programului de ecologizare deci economiei, a fost dezvoltat programul de ecologizare MMR-urilor și noi ne bucurăm foarte mult că el acum deja se implementează, deja are primele rezultate și este foarte promițător. Da? Deci oamenii încep să-și împărtășească experiență, oamenii încep să arate studii de caz și atâta să noi de asemenea avem așa posibilitate în cadrul expoziției deci, actuale să promovăm proiectele de ecologizare. Pe pagina ODA există o pagină specială, da, dedicată programului de ecologizare. Eu cred că aici puțin intră în bucătărie internă a organizației, dar fiindcă noi am contribuit la o aplicație specială pe care noi o promovăm în continuu, deci este un instrument de autoevaluare pentru antreprenori care pot să dedice jumătate de oră, o oră, online ca să completeze datele sale de activitate și să obțină un raport privind punctele forte și punctele slabe în activitatea sa legate de posibilitatea de a fi mai verde, da? De mai eco. Acest raport îl primesc antreprenorii pe pagina sa de e-mail, dar ODA o primește acest raport la ei și atunci asta este primul pas, da, în posibilitățile următoare. Nu o să vorbesc aici mult, fiindcă cred că domnul Ion o să vorbească mai mult despre program de ecologizare și perspective, dar este important că în completarea acestor activități, acum cu suportul proiectului Uniunii Europeană pentru Mediu, noi mergem pe mai multe componente, în primul rând pe promovarea producerii mai pure și eficienței resurselor și aici cu suportul UNIDO, deci recent a fost și o misiune destul de mare a UNIDO în Moldova, unde noi de fapt accentul l-am pus mai mult pe parcurile eco-industriale, dumneavoastră deci cunoașteți că avem chiar și în Chișinău cel mai mare parc industrial Tracomo, deci administrația parcului a decis ca să includă în activitățile sale abordări eco și cu toți rezidenții parcului se lucrează acum, de acolo sunt mai mult de jumătate, sunt MMR-uri, deci se lucrează ca ei să promoveze activități legate de ecologizare. Deci asta ține de eficiența resurselor, de eficiența energetică, de reciclare deșeurilor. Se conlucrează pentru ca ei, de comun acord, să poată reduce cheltuielile pentru energie electrică și încălzire. Se lucrează ca ei, de comun acord, să poată găsi scheme bune pentru a valorifica deșeurile pe care le formează. Deci aceste abordări toate pot fi făcute prin intermediul și programul de ecologizare pe care le promovează ODIM-ul, dar fiindcă, din câte cunosc, chiar câțiva rezidenți a parcului Tracom sunt beneficiari a programului de ecologizare și aceasta este încă o posibilitate de a obține granturi pentru cele activități care noi le promovăm. De asemenea, cu suportul UNEP-ului, deja este un alt partener de implementare a proiectului Uniunii Europeană pentru Mediu, noi promovăm activitățile legate de eco-inovare, deci la moment, în Republica Moldova, inovațiile verzi sau eco-inovațiile pe care le promovează savanții noștri, da? Deci la moment se implementează foarte la un nivel, să spun așa, cu rezerve, eu aș spune, da? Deci noi avem de la 3 până la 5% de eco-inovații se realizează în practică, ceea ce înseamnă că potențialul acesta încă nu este valorificat pe deplin, ceea ce înseamnă că antreprenorii noștri încă ar putea
facem mai mult ca să fie mai eco-inovatori, adică să producă sau servicii sau produse inovatoare din punct de vedere eco și să reducă presiunea asupra mediului sau deci produsul dat sau serviciul dat în timpul valorificării sau utilizării lui prezintă un risc mai mic pentru mediu, da, sau este un produs eco. Și atunci este un beneficiu pentru toți, fiindcă, de fapt, produsele eco-inovatoare foarte des sunt competitive pe piața UE, dar noi și ODA, de asemenea, acordă suport și pentru acest lucru, ca deci, produsele noastre să ajungă și pe piețele UE. Noi am vrea ca deci, produsele noastre eco să fie cât mai multe pe piața Republicii Moldova și eu nu mă refer doar la produsele agroalimentare, dar fiindcă acolo este un proces separat și acolo este o certificare aparte. În cadrul proiectului Uniunii Europeană pentru Mediu, noi acum suntem pe ultima sută de metri când promovăm un nou regulament cu privire la ecoetichetare. Deci noi transpunem regulamentul Uniunii Europene cu privire la ecoetichetare și atunci Republica Moldova, companiile și deci agenții economici vor putea să aplice da, eticheta ecologică pentru serviciile și produsele lor. Asta ține de servicii și produse care nu sunt agro. Deci, da, pentru agricultura ecologică deja eticheta ecologică există și acolo procesul dat deja merge. Cu toate că mulți antreprenori se certifică în Uniunea Europeană ca să poată exporta, dar asta deja este o altă opțiune. Ca să mă încadrez în timpul care mi-a fost oferit, eu o să încerc să mai fac o mică concluzie și după asta, dacă o să fie întrebări, noi putem să discutăm în timpul evenimentului sau după cu cea mai mare plăcere. Toate informații despre proiectul puteți găsi pe pagina și Ministerului Mediului și pe pagina www.uforenvironment.org, este în limba engleză și română, acolo este informația amplă, deci avem informații și pe pagina ODA, avem informații pe paginile partenerilor. Un plus, de asemenea, o valoare adăugată va fi acum, fiindcă cu Ministerul Finanțelor noi promovăm un nou regulament și o hotărâre de guvern cu privire la achizițiile publice durabile vers, adică guvernul și apeleurile vor putea să aplice o nouă procedură de achiziții publice când criteriul de bază nu va fi costul cel mai jos, dar când criteriul de bază va fi că produsul este cel mai eco. Deci această hotărâre de guvern acum se definitivează, va fi promovată și noi sperăm că va fi încă o posibilitate pentru ca atunci când vrem să facem achiziții pentru o grădiniță sau pentru o școală sau pentru deci, transportul guvernului, da? Noi vrea ca guvernul să fie mai verde, da? Să nu mergem pe mașini diesel, să nu mergem cu autobuse diesel și așa mai departe, da? Sau să fim cu panouri solare pe acoperiș sau clădirile să fie mai eficiente energetic și atunci noi reducem cheltuielile publice, da? Fiindcă noi spunem că asta sunt banii guvernului, dar sunt banii publici, de fapt banii noștri cu dumneavoastră, impozitele pe care le plătesc agenții economici, populația, și atunci când guvernul devine mai eficient, dar guvernul, de fapt, cheltuie foarte mult pe achiziții, dacă ne-ați cunoașteți și apeleurile, de asemenea, cheltuie foarte mult pe achiziții publice, atunci, dacă achizițiile publice vor fi mai durabile și mai verzi, de asemenea, fi o mare contribuție pentru ca noi în țara aceasta să devenim mai eco. Și eu să închei mica mea prezentare cu aceea că noi am inițiat în cadrul proiectului și deja avem acceptul localului în care noi avem Moldexpo. Deci anul viitor, de pe 1 până pe 4 iunie, noi revenim la expoziția Moldeco. Deci va fi expoziția Moldeco, revenim, ea a lipsit mulți ani, noi am dus lipsă chiar, fiindcă noi trebuie să promovăm tehnologii ecologice, noi trebuie să promovăm servicii ecologice, noi trebuie să promovăm produse ecologice în Republica Moldova pentru piața noastră și pentru export și eu cred că asta va fi o valoare adăugată și pentru calitatea mediului și pentru calitatea produselor și ca rezultatul nostru final pentru bunăstarea populației, pentru mediul mai curat și pentru sănătatea noastră cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos și succes tuturor care promovează abordările verzi în activități. Domnule Isac, de fapt, ca să concluzionez ce ați spus dumneavoastră, deci guvernul actual și-a asumat o serie de politici foarte importante pe dimensiunea de mediu și există susținerea mai multor parteneri externi pentru a avansa. Totuși, în ceea ce privește antreprenoriatul, de multe ori investițiile de mediu nu se văd imediat în buzunarul antreprenorului, pentru că ele nu aduc profit imediat. Ele aduc, pe termen lung, un alt tip de rezultat, nu neapărat monetar, dar rezultat asupra mediului înconjurător. Din această cauză, în perioade de criză, antreprenorii, noi vedem că ei nu sunt foarte tare interesați de investiții private de mediu. De aceea, eu am să recunosc, programul de ecologizare este unul din cele mai lente programe care merge la noi. Deci,
chiar dacă avem suficiente resurse financiare pentru acest program, chiar dacă avem flexibilitate maximă deja în programul respectiv, totuși interesul din partea antreprenorilor este scăzut, de aceea noi vrem să promovăm în continuare. Eu pot să vă spun cum programul poate să vă ajute să treceți și peste o problemă pe care vă întâlniți din partea altor instituții ale statului. Mulți din voi probabil interacționați cu Inspectoratul de Protecție a Mediului, care vine, deseori vă face o evaluare și vă dă fie prescripții, fie deja amenzi. Iată, programul de ecologizare poate să vă ajute să vă ajustați afacerea în așa fel în care să corespundeți criteriilor pe care le are legislația de mediu. Deci, după cum vă spuneam, programul ECO-IMM recent a fost ajustat prin hotărâre de guvern, a fost prelungit pentru încă 3 ani, plafonul a fost ridicat până la 500.000, era anterior 200.000, era și plafon de 500.000, dar el era destul de greu de accesat de antreprenori pentru că trebuiau să atingă niște certificări. Acum, deci, chiar este multă flexibilitate, 500.000 de lei cu contribuții proprie de doar 30%. Și evident, programul respectiv poate fi combinat deja și cu alte programe ale ODA pe care are retehnologizare, internaționalizare și așa mai departe. De fapt, pe ansamblu, noi avem 3 programe care țintesc în mare parte trecerea la o economie cât mai verde. Deci este programul de ecologizare, este programul de retehnologizare și eficiență energetică și un program nou pe care îl lansăm în consultări publice, programul destinat turismului rural. Și după acest eveniment vom avea și un eveniment mai târziu dedicat turismului rural în care vom discuta elementele programului și am vrea să vedem și opinia dumneavoastră ca să știm cum să-l ajustăm cât mai bine. Bun, eu în continuare să-i dau cuvântul domnului Ion Lică. El, dumnealui, este managerul de program în cadrul ODA. El este responsabil de programul ECO-IMM și dumnealui o să fac o prezentare succintă, vă rog. În mare parte să prezentați care sunt cheltuielile eligibile, care sunt criteriile care trebuie să ne îndeplinească companiile pentru a aplica la acest program și mecanismul de aplicare, ca să dăm posibilitatea să discutăm cu antreprenorii cum văd ei interacțiunea cu acest program și să prezentăm și 2 afaceri care au fost susținute în cadrul programului și să arătăm că dacă se vrea, se poate. Domnul Lică, eu vă rog. Bună ziua, stimați antreprenori! Dacă vă întrebați de ce programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, deci răspunsul este că fără o ecologizare nu vom avea un viitor curat, normal. Fiecare dintre voi cred că ați făcut în companiile dumneavoastră niște investiții care le vreți pe un termen lung. Deci, cu programul de ecologizare, companiile, cât și starea mediului natural la noi în țară va avea un viitor. Cum a menționat și domnul director, programul de ecologizare a fost aprobat prin hotărârea de guvern 592 în noiembrie 2019, pe un termen de 3 ani de zile. Deci, în noiembrie anul curent urma să expire programul, dar pe 9 noiembrie 2022 programul a fost modificat și anume principalele modificări țin de prelungirea programului încă pe 36 de luni de zile, adică încă pentru 3 ani. A fost majorat grantul practic de 3 ori de la 200.000 până la 500.000 de lei. Practic este unul dintre cele mai flexibile programe din cadrul ODA, anume care are contribuția proprie de 30%, este practic una dintre cele mai mici contribuții per program. Tot una dintre modificările principale este că dacă până acum era regula că odată pui la program și atât, adică mai multe ori nu poți depune, acum noi am schimbat această regulă, deci puteți depune de câte ori doriți, doar ca să atingeți până într-un final plafonul de 500.000 de lei. Scopul programului este crearea condițiilor favorabile și susținerea mediului de afaceri în scopul trecerii la model de dezvoltare economică de consum, spre un model care folosește aplicarea principiilor economiei verzi și integrarea măsurilor în procesele de producere la diverse ramuri ale economiei naționale.
Sunt prioritare trei sectoare, agroalimentar, servicii și industrial. Deja am menționat despre despre suportul care este oferit, 500 de mii de lei. Deci domeniul cheie de intervenție este economia circulară, gestionarea materiei prime și a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea, reducerea pierderilor de resurse valoroase și de oportunități de afaceri importante pentru IMM-uri. Eco-inovarea, crearea oportunităților de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri verzi și circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a IMM-urilor existente și viitoare, care pot crea și vinde produse certificate, servicii și soluții verzi în toate sectoarele economiei verzi, economiei naționale și eficiența resurselor naturale. Deci vorbim despre utilizare responsabilă a resurselor naturale de-a lungul lanțului valoric. Programul oferă o abordare integrată pentru a sprijini IMM-urile în introducerea practicilor de ecologizare sub două forme. Forma non-financiară și forma financiară. Forma non-financiară sunt instruire și mentorat în domeniul ecologizării IMM-urilor, în vederea identificării și adoptării acțiunilor de ecologizare a proceselor de producere și sau prestare servicii, care sunt direct contractate de către ODA. Și sprijinul financiar se referă deja la grantul care a oferit și deja la monitorizarea a încă 2 ani de zile a utilajelor procurate sau a serviciilor implementate în cadrul întreprinderilor dumneavoastră prin intermediul grantului oferit în cadrul programului de ecologizare. Sunt trei componente în cadrul programului. Componenta 1, dezvoltarea instrumentarului informațional și infrastructurii de implementare. Componenta 2, suport acordat IMM-urilor, instruire și formare în domeniul ecologizării IMM-urilor. Suport financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare a proceselor de producere și sau prestare servicii, standarde, certificate relevante ecologizării și componenta 3, monitorizarea valorificării suportului acordat companiilor dumneavoastră. Componenta 1, cu referire la dezvoltarea instrumentarului informațional și infrastructurii de implementare. Campanii de informare și conștientizare. ODA oferă sesiuni de informare, evenimente tematice privind beneficiile ecologizării în raport cu mediul, precum și beneficiul economic, crearea de instrumente de suport și informare. De asemenea, ODA elaborează ghiduri practice privind producerea mai pură și eficientă, reciclarea și reutilizarea deșeurilor și instrumente de verificare și autoevaluare a nivelului de ecologizare, după cum a menționat și domnul Andrei, și fișe de informare pentru IMM-uri, broșuri cu istorie de succes. De asemenea, a fost creată și pagina web a programului pe oda.md. De asemenea, dezvoltarea capacităților instituționale de suport ale ecologizării IMM-urilor. Chiar ieri a fost finalizată instruirea la una din grupe pentru cum să-și ecologizeze prestarea serviciilor în cadrul întreprinderilor sau procedeul de elaborarea careva utilaje sau produse, și anume venim cu oferirea suportului informativ și asistență în cadrul apeleurilor, mai mult ne referim la apeleurile de nivelul 2, anume consiliile raionale, incubatoarele de afaceri, organizații de suport și de mediu în scopul promovării ecologizării IMM-urilor. Și de asemenea suntem în proces de creare a unei rețele naționale de consultanți pentru a oferi asistență și consultanță în scopul ecologizării IMM-urilor. Deci, pe viitor, sau deja în continuare, dumneavoastră, dacă veți dori să vă ecologizați, dar nu știu cum, va fi creată o rețea de experți la care dumneavoastră puteți aplica. Experții o să fie, de asemenea, achitați de către ODA, și anume acel expert o să vină în cadrul companiei dumneavoastră, o să elaboreze un raport anume
cum și cu ce este necesar ca să vă ecologizați, ca să fie mai ușor pentru dumneavoastră să știți anume deja care sunt utilajele sau care sunt serviciile care trebuie să veniți la program de ecologizare, să aplicați ca să obțineți grantul pentru a-l implementa. Componenta 2 este suportul acordat IMM-urilor. Deja, cum am menționat, sunt instruiri de formare și finanțare acțiunilor de ecologizare. Ce ține de cheltuieli eligibile în cadrul programului de ecologizare? Sunt, am să iau loc, fiindcă este pe tot ecranul, ca să vadă și acel colț. Deci, pentru prevenirea poluării și gestionării resurselor de apă, sunt eligibile echipamentele, utilajele, instalațiile de epurare sau preepurare a apei uzate, urmarea proceselor de produre, de producere sau prestare servicii și instalații de colectare și reutilizare a apei de ploaie. Adică să nu folosim resursele subterane ca să le protejăm. Noi venim cu finanțarea instalației de colectare și utilizare a apelor de ploaie. Pentru prevenirea poluării, reducerea generării și gestionarea deșeurilor, sunt eligibile recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, mașini, utilaje, echipamente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, utilaje de fărmițare a deșeurilor din lemn, plastic, cauciuc, etc., instalații de sortare și balotare a deșeurilor, echipamente, utilaje, instalații pentru tratarea deșeurilor permise conform cadrului normativ, tehnologii de valorificare energiei și combustibilor posibile a fi obținuți din procesul de prelucrare și depozitare a deșeurilor. Aici ne referim mai mult la ferme animaliere care au deșeuri urmarea proceselor de creștere a acelui animal sau pasări, indiferent, de care putem obține gaz. Inclusiv și linii tehnologice de ambalare ecologică. Pentru prevenirea și reducerea poluării aerului sunt eligibile echipamente, utilaje și tehnologii care ar putea reduce poluarea aerului și poluarea fonică, instalații, unități de filtrare a aerului poluat, urmarea proceselor de producere și sau prestări servicii, de asemenea echipamente, utilaje, instalații bazate pe consumul surselor alternative de energie, echipamente eficiente pentru reducerea emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de serie și deja echipamente de monitorizare a emisiilor de poluanți în aer. Pentru introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice sunt eligibile la program cheltuieli pentru procedurile de obținere a licențelor, certificatelor, achiziționarea echipamentelor, utilajelor, instalațiilor eco-inovative care creează oportunități de dezvoltare ale unor activități economice și care au un efect pozitiv asupra mediului prin prevenirea sau reducerea impactului acestor activități sau prin optimizarea utilizării resurselor naturale, etc. De asemenea, sunt oferite granturi pentru servicii de consultanță pentru aplicarea modelelor de producție și consum durabile, anume sunt eligibile planificarea și organizarea proceselor tehnologice cu implementarea elementelor inovative, elaborarea sistemelor de management conform principiilor economiei verzi, proiectarea modelelor de producție bazate pe un circuit închis cu recuperarea resurselor din deșeuri, adică aceeași economie circulară, servicii de instruire personalului din cadrul întreprinderii dumneavoastră privind implementarea măsurilor de ecologizare și servicii de consultanță și mentorat pe durata implementării acțiunilor de ecologizare. De asemenea, prin modificările aplicate la programul de ecologizare a IMM-urilor care au fost introduse recent, deja au devenit mai accesibile implementarea standardelor și sau certificatelor cât naționale și internaționale care sunt relevante ecologizării și anume sunt eligibili la program servicii de consultanță și mentorat pentru implementarea standardelor și certificatelor ecologice, finanțarea activităților, procedurilor de obținere a certificatelor pentru implementarea standardelor și sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit, etichetarea ecologică națională,
și sau internațional. Și evident și achiziționarea de echipamente necesare implementării standardelor și sau certificatelor internaționale. Adică dacă o companie vine și vă auditează pentru a obține unul din standardele și sau certificatele naționale, și anume pentru acel standard este necesar de a procura un echipament X sau Y, noi de asemenea venim cu susținere financiară pentru achiziționarea acelui echipament. Deci câteva fotografii de la companii care deja au implementat programul de ecologizare. Să începem cu acest colț. Vorbim despre un model de economie circulară. Merge vorba despre un restaurant sau, putem spune, o pensiune agricolă care prelucrează anume deșeurile, toate deșeurile din bucătărie, din restaurant, anume prin muscă soldat. Această muscă soldat o înmulțește cu, și o hrănește cu deșeurile care reale, le are. Compania de asemenea deține în o gradă sau în pensiune un mic iaz care crește pește în acel iaz și care îl folosește inclusiv și la, ca să prepare bucate cu acel, din acel pește. Și acel pește îl hrănește cu această muscă soldat. Adică, practic, deșeurile care le are în companie, în restaurant, lui nu îi sunt de ajuns. De asemenea, acest antreprenor solicită deșeuri inclusiv și la alte restaurante din jur ca să poată cât mai mult să le utilizeze. Într-o altă companie, au fost implementate să revenim la slide. Au fost procurate mai multe utilaje din program de ecologizare, anume și stații de epurare și și utilaj de utilizare apei de ploaie, anume prin filtrarea acestuia și repunerea înapoi în utilaj, de asemenea în procedură. De asemenea, în altă companie tot am folosit economia, tot a fost implementată economia de circulare. Și anume prin o companie care prelucrează cauciucurile, prin praful care îl obține urmarea prelucrării cauciucurilor, a procurat un utilaj care face teracotă din cauciuc, care este folosită în cadrul terenurilor de joacă sau și în alte utilități. Deci acel deșeur, dacă până acum ei îl foloseau ca acel praf, de fapt, de cauciuc, dacă până îl foloseau ca era în cadrul întreprinderii ca deșeu, prin cadrul economiei circulare și a programului de ecologizare, ei au dat o valoare adăugată și deja este o sursă de finanțare. Iarăși o stație de epurare, sistem de filtrare a aerului din cadrul unei încăpiri unde este un sistem de producere, anume care poluează și aerul. Compania și-a instalat un sistem de filtrare a aerului și cât și în camere, cât și în atmosferă iese un aer deja curat. Inclusiv ca să depuneți proiectul investițional este destul de simplu, nu este complicat. Accesați site-ul oda.md, anume la programul EcoMM, și deja pe pași scurți și simpli totul este online și veți introduce datele proiectului, anume resursele cheie care sunt în cadrul întreprinderii. Deci, ca un exemplu, hală de producere și linie completă pentru procesarea fructelor. Lista articolelor de investiții care se planifică a fi procurate, introduceți lista articolelor, deja este o formulă automată care vă va calcula care este grantul programului, care este fără TVA, care este contribuția, costul, valoarea investiției cu TVA, fără TVA. Deci, succint acestea fiind spuse, încă o dată, dacă întrebați de ce EcoMM, de ce program de ecologizare, vreau să menționez că și guvernul
susține programul de ecologizare și susține companiile și întreprinderile dumneavoastră pentru a se ecologiza, anume prin faptul că a fost majorat, vă spun, practic de 3 ori programul, suma grantului de la 200.000 de la 500.000 de lei. Și pentru un viitor mai curat și mai durabil pentru toate generațiile care le avem, trebuie să ne ecologizăm procesele de producere și prestări servicii. Vă mulțumesc! Domnule Lică, mulțumesc. Eu vreau să fac câteva precizări cu referire la program. Deci s-a menționat că sectoarele prioritare sunt sectorul agroalimentar, turism, dar cum vedem noi chestia prioritară la ODA? Deci, atât timp cât avem suficiente resurse financiare, toate tipurile de afaceri din toate sectoarele economice sunt eligibile. Cu excepția a câtorva sectoare care sunt prevăzute și în legea 179, este vorba de comerț, alcool, servicii financiare, industria tutunului, jocuri de noroc. În rest, toate afacerile sunt eligibile. Încă un element foarte important, când vorbim de alcool, este vorba de cei care produc alcool tare. Deci producătorii de vinuri, producătorii de bere, producătorii mai nou de cidru din mere, la fel sunt eligibile la programele ODA, inclusiv la programul de ecologizare. În ceea ce privește instruirile, inclusiv la programul respectiv, ele sunt obligatorii doar pentru companiile care sunt debutante, deci care se lansează în afacere. Pentru cei care deja fac de o perioadă îndelungată afacere, nu sunt obligatorii, sunt opționale aceste instruiri în cadrul programului de ecologizare. Rețeaua de experți care a fost menționată, ea urmează să devină activ foarte curând, deci la dispoziția antreprenorilor vor fi o listă de experți care vor veni în compania dumneavoastră, vă vor evalua necesitățile de ecologizare și vă vor propune care echipament este cel mai accesibil pentru dumneavoastră, să spunem așa. Pentru că, spre exemplu, vrem să instalăm o stație de epurare. Nu știm ce capacitate avem nevoie, nu știm de unde să o luăm, nu știm ce preț real este pentru ea, pentru că dacă mergi în piață primești oferte foarte diferite. Iată, acel expert vă va consulta gratis în ceea ce privește ecologizarea afacerii. Ulterior, să fiți gata să aplicați la programul respectiv. Încă la fel de important este faptul că pe site-ul ODA veți găsi un ghid, când o să accesați programul de ecologizare, un ghid pentru antreprenori, care vă va descrie pas cu pas toată informația care v-a fost prezentată de colegul, inclusiv procedura de aplicare, care, cum a fost menționat, este online, nu este nevoie să veniți la sediul ODA. Și încă o chestie cu eco-inovarea, da, cei care produc inovații din domeniul mediului, avem și un alt program, programul dedicat inovațiilor, celor care dezvoltă careva produse în domeniul respectiv, la fel un program de granturi de până la 500.000 de lei cu contribuții proprii de doar 20%. Așa că să știți că la ODA există programe unde vă puteți încadra foarte bine în activitatea voastră. Și noi punem accent pe trei dimensiuni: apă, aer și deșeuri. Ca să recapitulez, pentru apă, stații de epurare, preepurare, pentru aer mai curat, tot felul de instalații care să reducă emisiile în aer și pentru deșeuri, tot felul de sisteme de prelucrare a deșeurilor și de reciclare a acestora. V-au fost prezentate câteva exemple de antreprenori și cum ei și-au ecologizat afacerile, dar eu aș vrea să invit aici pe domnul Victor Nistorică, reprezentantul companiei SRL-SICOM, care este beneficiar a programului de ecologizare, să vă spună din experiența lui atât de interacțiune cu programul și cum și ce beneficiu i-a adus acest program sau această investiție în cadrul companiei dumnealui. Domnul Nistorică, vă rog. Se aude. Da, mă numesc Victor Nistorică, reprezint brutăria Bardar. O să vă las aici și niște imagini ca să mă credeți că ea chiar există. Vă previn că pot fi apetisante pe alocuri. Noi, ca și brutărie în mediul rural, activăm deja de peste 20 de ani cu o accelerare pe producere și sortiment în ultimii 3-4 ani. Numărul de angajați la moment este de circa 40 și
și majoritatea, 90% fiind din Bardar sau din statele învecinate. Am apelat la diferite programe ODIM, suntem beneficiari la câteva direcții, câteva programe și în fiecare dintre aceste cazuri pot să zic că nu ne-a fost complicat nici să aplicăm și nici să obținem suportul necesar. În cazul programului de ecologizare a fost un pic mai diferit, pentru că a fost prima dată când a fost... Bine, însă și ideea de ecologizare, poate da, cândva era o chestie așa mai fancy, să zic, mai ceva așa mai abstract, noi am înțeles un proces că chiar este nevoie. Dar cumva aveam nevoie de un impuls, probabil. Când am auzit că există acest program, ne-am propus să vedem cum am putea aplica și ne-am ciocnit de primul filtru, care pot să zic, instruirea, care cumva, și când am aflat că va dura mai multe săptămâni la rând, dintr-o parte ar putea părea parcă e o pierdere de timp, că atâtea ore trebuie să dedici, să stai, să asculți. Nu e așa. Este foarte utilă, pentru că te face, pe lângă faptul că chiar înveți niște lucruri noi, utile nu doar în business, dar și în activitatea casnică, cât să-ți iei apa deschisă când îți speli dinții, cum să setezi robinetele, luminile și așa mai departe. Dar pe parcursul acestui instruir, nu chiar ne veneau idei ce am putea să mai includem în acest program, ce este benefic pentru afacerea noastră. Ori, și această mențiune cu expertul care ar putea veni să ne auditeze afacerea de punct de vedere ecologic, la fel va fi foarte benefică. Ei bine, ce am ales noi să facem într-un final? Am mers pe două dimensiuni, chiar trei. Deci, în primul rând, a fost această abordare industrială, pentru că noi suntem brutărie, lucrăm foarte mult cu ulei și știam că trebuie să avem și procesul de separare a grăsimilor. Undeva era că da, va fi, o vom face, dar... Asta a fost primul element care l-am pus, pentru că este acest risc ca Inspectoratul Ecologic de Supraveghere a Mediului să vină să-ți spună și era chiar riscul să ne închidă afacerea dacă nu aveam acest lucru. Ei, astăzi îl avem. De asemenea, noi activăm într-o zonă rurală, cu canalizare. Suntem foarte fericiți. Deci este un sistem de canalizare oricum prevăzut mai mult pentru consum casnic. Bardarul începe să devină un centru economic, turistic, foarte solicitat din ce în ce mai mult și am fost preveniți de autoritățile locale că ar trebui să fim atenți ce deșeuri ies din fabrica noastră. Respectiv, ne-am conectat o stație de epurare între noi și sistemul de canalizare și astfel știm sigur că noi nu că nu poluăm cât un consumator casnic, dar chiar mult mai puțin. O a treia chestie a fost o chestie simplă, banală, reutilizarea apei de ploaie, care și la fel, ideea cumva era și chiar vedeam când, chiar era și un pic de problemă când erau ploile mai mari că sistemul nostru de scurgere nu făcea, de acumulare apei nu făcea față. A fost simplu, o cisternă de 6 sau 10 tone, un sistem de oluci colectoare și acum ne bucurăm și mai mult când este ploaie pentru că se acumulează apa care o folosim pentru a ne curăța teritoriul, pentru a ne îngriji, pentru a ne înverzi teritoriul. Adică, de fapt, e o practică pe care eu țin minte de la bunicii mei, că aveau un bazin lângă casă ca să nu se piardă apa de ploaie, care era cea mai bună pentru spălat. Ei, uitați că acum avem la brutărie. Și de asemenea, o chestie iarăși banală, poate, pentru care întotdeauna poate nu ne ajungeau bani, poate trebuia să mai învățăm, este colectarea selectivă a deșeurilor. Iarăși, avem consum industrial, hârtie, cartoane care rămân după de la ambalaje, peliculă și așa mai departe, care în sat nu existând un sistem de triere, nu puteam să, adică ar fi trebuit să-l ducem noi undeva să... Acum ce am făcut? Deci, de la birou, de la aparatul de malaxat, de oriunde există, peste tot există o urnă sau mai multe urne, ele merg pe un flux separat, am semnat contract cu companiei de selectare a deșeurilor, de colectare a deșeurilor, respectiv, astăzi deja avem separate aceste fluxuri. Dar mai mult decât atât, și mă bucur foarte mult pentru asta, am învățat fiecare dintre noi, fiecare angajat, că gunoiul trebuie selectat, că deșeurile trebuie selectate și vedem asta din momentul când se mănâncă la amiază,
unde se aruncă una, unde se aruncă alta, unde, deci, în procesul de producere. Și eu sunt încrezut că atunci când se merge deja acasă, se gândește la fel. Și atunci facem această culturalizare ecologică, dacă pot să o numesc. De asta pot să zic că am beneficiat, mă bucur că programul evoluează, mă bucur că plafonul a crescut. Chiar îmi făceam niște notițe că noi am, deci plafonul era 200 de mii, bugetul nostru total a fost aproape 400 de mii. Deci a fost cam 40 la 60. Faptul că acest plafon a crescut va da mai multe posibilități. Dacă se poate de mers până la un plafon mai mare, toată lumea trebuie să beneficieze. Cam atât. Domnul Nistorică, noi vă mulțumim mult că ați găsit de cuvință să împărtășiți experiența dumneavoastră cu noi și cu publicul din această zi. Vă urăm succes în continuare și vreau să vă anunț că Brutăria Bardar este prezentă la această expoziție și are un stand în capul celălalt a sălii. Bun, noi am ajuns la sesiunea de întrebări-răspunsuri și aș vrea să vedem dacă există întrebări din sală referitor la program. Da, vă rog. Aș vrea să știm cum noi o să fim informați de sistemul cel de serviciul cel de consultanță, ca să putem apela. Da, noi deja suntem în proces, am lansat achiziția publică, trebuie să-i selectăm acei experți, suntem pe ultima sută de metri, vedem că în câteva săptămâni ei vor fi efectiv contractați. Toată informația va fi pe site-ul ODA la pagina ecologizare. Deci, urmăriți pagina ODA, o să, și pagina de Facebook puteți să urmăriți, că vom anunța public acest lucru. Vor fi prezentate lista lor, telefoanele de contact, alte informații și îi veți apela, ei vor veni la voi și vă vor ajuta să vă identificați necesitățile și să dezvoltați acea aplicație. Da, și încă un moment, ascultându-l pe domnul de la Bardar, mi-am dat seama că ar fi bine, iată, lecțiile cele de ecologizare care le faceți pentru directori, da? Ar fi bine ca prin Zoom sau cumva chiar fiecare să-și poată organiza lucrătorii ca să asculte toate lecțiile astea. De fapt, studiile noastre sunt online la moment. A totul a început în pandemie din cauza pandemiei, dar așa și-a rămas pentru că putem să strângem mai multă lume din toată țara. Pentru că... Cum accesăm? Iarăși pe site-ul ODA, eu am să rog colegii, dacă pot să deschidă site-ul oda.media, chiar pe prima pagină este un calendar cu instruiri. Și, și vă alegeți, vă uitați în calendar și o să vedeți la diferite programe ziua când vor avea, sau săptămâna când vor avea loc instruirile. Apăsați acolo și vă înscrieți la instruire respectivă. Și deja vă sună colegii mei când se lansează, vă sună câteva zile înainte și să vă anunțe că se lansează acea instruire. Da, mulțumesc. Chiar recent, după cum colegii mei au anunțat, ele s-au finisat, dar asta nu înseamnă că nu vor mai fi. Permanentă fiecare trimestru, deci la fiecare 3 luni, noi organizăm instruiri în cadrul programelor noastre. Să adaug la ultima întrebare a doamnei, cum află despre când vor începe sau care este linkul la instruiri. Deci, cu referire la program de ecologizare, unul dintre primii pași pe care îl faceți, asta este să vă înregistrați la program. Și urmarea înregistrării, noi deja avem numele companiei noastre, codul fiscal, e-mail-ul și când se îngrămădește o listă de 40 de persoane, că grupa trebuie să fie de 40 de persoane, atunci colegii remit invitația cu agenda, cu link-ul la Zoom, pe aceste e-mail-uri care dumneavoastră le-ați depus când v-ați înregistrat la program. Și deci până acest e-mail veți fi informați despre când, cum și veți... Deci vedeți aici pagina oda.media, iată calendarul de instruire, îl vedeți în partea dreaptă. El este acum pentru luna noiembrie deja, dar ulterior el va fi ajustat și pentru lunile următoare și veți putea vedea. Dacă identificați careva neclarități în procesul de înscriere, de aplicare la instruire, apelați la centru de consultanță și el vă va da toată informația de moment care este. Alte întrebări din sală cu privire la programul de ecologizare? Bun, eu văd că foarte multă lume s-a strâns aici. Domnul Isaac, da. Este da, deja. Eu vreau să completez, pur și simplu, până
începe instruirea. Dumneavoastră, eu mă repet acum, dar puteți să vă autoevaluați. Da? Deci, de semne, pe pagina ODAL la programul de ecologizare este instrumentul online de autoevaluare. Deci, și dumneavoastră puteți să faceți de sine setător, nu trebuie să așteptați până să înceapă în următoarea instruire. Deci, vă ia jumătate de oră, o oră ca să completați informațiile respective și dumneavoastră deja o să aveți o informație primară despre nivelul de ecologizare a întreprinderii dumneavoastră și care sunt propunerile, recomandările, fiindcă programul este setat în așa mod că el vă evaluează, deci vă face un fel de concluzie și recomandări. Dar și dumneavoastră deja o să aveți o primă informație despre ce puteți face sau care ar putea fi opțiunile și după asta deja o să fie mai ușor și la instruiri. Deci o să aveți deja un prim raport despre starea actuală a companiei dumneavoastră și despre perspective și când intrați într-o instruire, puteți să anume spuneți accente pe punctele forte sau slabe, invers, da? Să vedeți unde aveți potențial și unde puteți să faceți de sine setător, de unde vă trebuiește deci suport financiar. Da, în concluzie este că afacerile sunt foarte diferite, sectoarele economice sunt foarte diferite, respectiv și necesitățile de investiții sau de ecologizare pot fi foarte diferite. De aceea, prin instrumentul care îl spune domnul Isaac, vă puteți face o autoevaluare să știți unde mai bine să interveniți. Bun, ținând cont că s-a acumulat aici mai multă lume, noi o să sărim peste pauza care o prevedeam în agenda noastră și o să trecem la un alt program foarte important pentru noi anul acesta, programul de retehnologizare și eficiență energetică, un program care vine să ajute antreprenorii în contextul crizei energetice, în contextul creșterii prețurilor la energie. Este un program lansat recent pe